Pentru unele familii a devenit deja o tradiție să participe la târgul jucărilor organizat de parohia Brândușa. Este un motiv dublu de bucurie. Copiii au ocazia să-și ia alte jucării, dar fac și o faptă bună. Cu trei copii trebuia să luăm pentru fiecare câte ceva. Ați găsit de placul lor? Da, chiar am găsit pentru toți și ne bucurăm că în felul ăsta și ajutăm copiii care au nevoie și ne ajutăm și pe noi până la urmă. În primul rând să facem un lucru bun pentru copii și să le mai schimbăm și noi jucăriile. Ca și cum le-aș oferi copiilor mei. Ceva foarte frumos, n-am cuvinte. Inițiativa este foarte bună și se pare bine primită de toți. Voluntarii au fost surprinși de numărul mare de participanți la această ediție. Destul de plin. Nu mă așteptam să vină atâta lume. Nu mă așteptam să dau atâtea jocuri. Și mă bucur să fac parte din această ediție. Pentru ce ai venit tu astăzi aici? Să ajutăm. Și ce ați reușit să faceți până acum? Păi am vândut multe lucruri. Au venit mulți copii. Unde ajung bani? Banii ajung la copiii care au probleme cu cancer. Să ajutăm acești copii pentru noi înseamnă totul, pentru că și ei sunt un suflet. Ca și în ultimii 14 ani, toate fondurile obținute la Târgul Jucărilor, organizat la Biserica Sfântul Nicolae din Craiova, vor fi folosite pentru a face o bucurie copiilor din secția de oncologie pediatrică a Spitalului Județean de Urgență Craiova. Am inima plină, dragii mei. Nu avem doar curtea plină, avem inima plină, am avut biserica plină, avem curtea plină, avem mesele pline. Avem cutiile de donații pline, avem tot ce ne trebuie plin. Asta este starea de bucurie, de fericire, de liniște, de har. Anul trecut, din banii strânși, secția de oncologie pediatrică a fost dotată cu aparatură medicală performantă, iar micuții pacienți s-au putut bucura și de o excursie.